Un teren de sport de pe strada Petru Zadnipru din sectorul Ciocan al Chișinăului este scena unui nou incident care a pus în alertă autoritățile. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini cu rănile unor copii care s-ar fi accidentat după ce un gard a căzut peste ei. Oamenii legii s-au autosesizat și fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat. Poliția nu a fost anunțată, dar s-a autosesizat după ce un martor a publicat imagini de la incidentul de pe terenul de sport. Încă nu a fost îngrădit accesul pe terenul de fotbal de pe strada Petru Zadnipru, unde mai mulți copii ar fi avut de suferit după ce o bucată de gard a căzut peste ei. Oricine poate intra și, după cum puteți vedea, plasele de metal cu care a fost îngrădit terenul atârnă și sunt un adevărat pericol. La fața locului a venit și un angajat al primăriei Chișinău, care nu ne-a putut oferi prea multe explicații, nici dacă există autorizație de construcție și funcționare și dacă au fost respectate normele de protecție. Cine este responsabil de această construcție? De construcție este partidul care a fost, partidul Pobeda, nu știu. Nu este la balanța primăriei. Dar ați dat autorizație pentru construcția acestui teren? Eu nu pot să răspund la întrebările astea. Până acum n-ați cunoscut despre situația, despre acest teren? Păi, noi am cunoscut din mass media, cum și dumneavoastră, că el s-a dat în exploatare, atât. Și n-ați venit la fața locului să vedeți? Când s-a dat în exploatare, n-am fost la moment aici. Părinții care locuiesc în zona terenului de sport au motive de îngrijorare. Copilul nu se joacă aici pe terenul ăsta, că el nu-i place fotbalul, dar el mi se pare că a fost inițial făcut așa, nu calitativ. Cu siguranță ar trebui să fie securizate, dar... Nu știu cine le răspunde de chestia asta și cine, dacă există în general o evidență, un control sau ceva genul acesta. Asta e foarte grav, că sunt spații destinate copiilor, respectiv ar trebui să fie supervizate în primul rând. Dar avem ceea ce avem. Reprezentanții primăriei Chișinău susțin că terenul de sport a fost amenajat de către reprezentanții blocului politic Victorie, fără coordonarea municipalității. Acest gard din curtea blocului locuit nu a fost, amplasarea acestui gard nu a fost coordonată cu subdiviziunile municipale de profil sau cu pretura de sector. Pretura de sector s-a autosesizat din media cu referire la acest caz și a solicitat poliția, care urmează să întocmească un proces vis-a-vis de acțiunile antreprenorului. Terenul de sport a fost inaugurat cu un spectacol electoral la începutul lunii august. Vasile Bolea, membru al blocului Victoriei, creat de fugarul Ilan Șor, a fost cel care a publicat și fotografii de la deschidere. Contactat telefonic, Vasile Bolea nu a făcut niciun comentariu despre incident.